început de noi. Piesa nouă, Alina Eremia, deja 1,5 milioane de vizualizări pe YouTube pentru această piesă a invitatei noastre de astăzi. Exemplul perfect de artistă care a știut dintotdeauna că va deveni un star. A ales microfonul de pe tava cu obiecte întins în fața ei când era bebe. A debutat la o vârstă foarte fragedă. La 5 ani a participat la concursul Abracadabra și a reprezentat România la Eurovision Junior. În adolescență a colaborat cu Disney Channel și a dat marea lovitură în liceu când a devenit Ioana în serialul Pariu cu viața. A făcut parte din Lala Band, trupă cu care a avut turnee în toată țara cu 10.000 de spectatori și fani. Niște super experiențe toate, după care și-a dorit o carieră solo și de câțiva ani o are. Se bucură de mare succes, a scos o mulțime de piese cu 10 de milioane de difuzări și vizualizări, a intrat în topuri, scrie și compune melodii proprii, practic își trăiește visul. Dragi prieteni, alături de noi astăzi, Alina Eremia. Te salut, Alina! Și eu vă salut pe toți! Bine ai venit la Radio România Actualități! Am zis bine, îți trăiești visul? Da, urma să spun că ai precizat foarte bine că este un vis împlinit, că este transformat în realitate și da, sunt extrem de recunoscătoare și mulțumesc mult de Dumnezeu pentru oportunitatea asta, pentru că îmi dau seama că oricât de multă muncă este în spate, pentru că vorbim de multă muncă și muncă constantă, de pasiune, ce vrei tu. Exact asta vreau să spun, că tu meriți acest succes, pentru că ai muncit mult, pe lângă talent a fost nevoie și de multe eforturi și sacrificii, și de aici vine și întrebarea, oare cum... Eu zic că este și un dram de noroc. Deci... Acolo, 0,1%. Uh-huh. Deci, în cazul tău, pe lângă talent, muncă, mai ai și noroc și poate și încredere în forțele proprii, nu? Asta cu siguranță. Cred că dacă tu nu ești cel mai mare suporter al tău și nu într-un sens în care să-ți gâdile ego-ul și să-ți spui că ești cel mai tare, pentru că din punctul meu de vedere nu funcționează această strategie, cred că doar ajungi să te plafonezi sau să te culci pe ureche, dar trebuie să ai încredere ca să poți să inspiri încredere oamenilor din jurul tău. Pentru că dacă tu nu le comunici treaba asta, că tu ai încredere și tu simți că ești capabil să faci treaba asta, nimeni nu va veni spre tine bazat din propria inițiativă. Nu, tu te atragi oamenii din jurul tău. Tu ești primul tău fan și probabil unul fan foarte mult spus. Obiectiv. Să zic asta, și manager și... Mai degrabă suporter, mai degrabă susținător, pentru că atunci când vorbim de susținători, într-adevăr vorbim de niște oameni care sunt acolo în spatele tău și la bine și la greu. Pentru că trebuie să fii alături de tine tu, în primul rând, și la bine și la greu. Ți-am descris cariera foarte pe scurt, practic toată copilăria ți-ai petrecut-o pe scenă. Da, acolo am crescut. Ai crescut, n-ai ratat niciun concurs. De fapt, visul oricărei fetițe este să cânte pe scenă și nu știu, provii dintr-o familie de muzicieni sau cum i-ai convins pe părinții tăi să te înscrie la concursuri, să meargă cu tine peste tot, să treacă peste atâtea dificultăți pentru ca să-ți împlinești tu visul? Nu provin dintr-o familie de muzicieni, dar uite, apropo de drama asta de noroc de care vorbeam mai devreme, am avut norocul să fac parte dintr-o familie de oameni care iubesc muzica. Mama a cochetat cu muzica atunci când era mică și cumva n-a avut parte de aceeași susținere și încurajare din partea părinților ei și atunci a spus că dacă se întâmplă să aibă copii cu înclinații artistice, cu siguranță să depună tot efortul ca să reușească dacă vor vrea și ei. Și uite că fix așa s-a întâmplat și de asta spun că e și un dram de noroc, pentru că dacă nu aș fi avut parte de tot suportul părinților mei, probabil că lucrurile ar fi stat puțin altfel sau ar fi fost mult mai grele. Probabil că parcursul ar fi fost mai îngreunat așa. Pe lângă norocul mai lent. Cu această familie și acest mediu, care sunt cele mai mari șanse pe care ți le-a acordat viața? Aici e cu duș și întors și nu o să mă contrazic, pentru că e nevoie și de noroc, dar norocul ți-l faci și cu mâna ta. Și dacă tu nu speculezi niște oportunități, niște momente, dacă tu nu ești pregătit într-un anumit context în care, nu știu, ți se oferă o șansă, atunci s-ar putea ca tu singur să-ți pui piedici.
Atunci cred că dacă tu ești cu adevărat antrenat, cu adevărat lucrezi constant la tine și încerci să te îmbunătățești și încerci să evoluezi, să te autodepășești, cumva șansele astea care, sau lucrurile astea care par șanse în ochii celorlalți și zici, Doamne, uite cât noroc a avut persoana respectivă. Pentru că se întâmplă că atunci când privești în exterior să spui, mamă, cât noroc a avut, nu știu, persoana aia, sau, Doamne, uite, dacă aș fi avut și o... nu știu, șansa aia și mi s-a întâmplat și mie acum ceva timp și am simțit-o pe propria piele că dacă tu cu adevărat muncești și nu renunți, pentru că diferența este fix asta, dacă renunți sau nu atunci când lucrurile devin dificile. E, dacă tu nu renunți și cauți în continuu soluții să, nu știu, ca, să faci ca lucrurile să fie mai, și mai bune. Nu te, practic nu te mulțumești cu puțin. Și nu e de mulțumit cu puțin. E vorba că atunci când vrei să faci performanță, nu poți să te mulțumești sau nu poți să fii satisfăcut cu absolut orice. Și nu e vorba de puțin sau mult, e vorba de cât cuantifici tu munca respectivă sau lucrul respectiv sau unde îți dorești să ajungi. Și cred că fix asta e diferența, dacă renunți sau nu când lucrurile devin mai dificile. Te bucuri de succes în muzică, divertisment, dar te-ai gândit vreodată ce ai pierdut alegând această carieră sau nu te gândești la asta? Nu, niciodată nu am stat să, nu știu, să reflectez asupra lucrurilor pe care le-am pierdut. Nu, întotdeauna îmi place să văd lucrurile pe care le-am dobândit și să privesc partea frumoasă a lucrurilor, pentru că dacă vom căuta în continuu hibe sau, nu știu, părțile negative sau... Uite, n-am avut timp suficient de mine sau uite, poate că nu m-am bucurat suficient de adolescență, poate că nu știu, aș fi putut să nu știu, să găsesc tot felul de scuze sau de lucruri, nu știu, la care aș fi preferat să le fac. Nu, niciodată. Cred că fiecare decizie pe care am luat-o și fiecare lucru pe care l-am făcut a fost exact așa cum trebuia să fie. Nu regret absolut nimic, ba din contră mă bucur de parcurs și niciodată nu o să mă cert pentru alegerile pe care le-am făcut, pentru că ele m-au format și de asta sunt omul de astăzi, cu mentalitatea de astăzi. Și se simte și în muzica ta, Alina, foarte frumoasă piesa asta nouă. Mulțumesc mult de tot. Vorbești în ea despre cineva care te ajută să te dezbraci de frici. Exact. Care sunt fricile tale? De ce ți-e cel mai teamă? Cel mai teamă este de a fi judecat după aparențe, de a fi judecat... Dar chiar așa, cât de mult îți pasă de ceea ce spune lumea când ești judecată? Cred că cel mai tare îmi doare treaba asta, că oamenii nu mai au răbdare să te cunoască și nu mai au răbdare să se conecteze unii cu ceilalți. Și, din păcate, noi ca oameni așa suntem construiți să dezvoltăm legături cu alți oameni. Și, din păcate, treaba asta văd așa că se pierde ușor-ușor, cu atât mai mult în perioada asta, chiar dacă trebuie să păstrăm distanța și este obligatoriu să facem treaba asta, să purtăm și să fim precauți. Toate măsurile care s-au impus lately, cred că distanțarea asta și sufletească nu este neapărat cea mai prielnică pentru noi ca oameni. Și atunci, măcar la nivel sufletește, să rămânem așa conectați unii cu ceilalți și să avem mai multă răbdare cu oamenii din jurul nostru. Legat de întrebare, îmi pasă și nu-mi pasă. La modul că îmi pasă dacă mă judeci după ce m-ai cunoscut și, nu știu, poate că nu ți-am lăsat o impresie foarte bună, nu-mi pasă de părerea ta dacă nu mă cunoști. Pentru că automat nu este o părere accurate, nu este o părere reală, este o părere pe care, este o proiecție pe care tu ți-ai făcut-o în mintea ta vis-a-vis de mine. Iar mie nu-mi place să judec oamenii înainte să-i cunosc și tocmai de-aia probabil că nici mie nu-mi place să fiu etichetată înainte să fiu cunoscută. Mai este însă și o imagine pe care unii artiști vor să-și o creeze, să-și o păstreze. Foarte importantă imaginea pentru tine. Am remarcat că mereu ai un aspect foarte îngrijit, ești foarte chic, așa ești tu ca om, atentă la detalii sau îți permiți uneori să fii și mai puțin aranjată? Cred că depinde foarte mult de starea de spirit pe care o am în momentul respectiv. Sunt o persoană care
iubește moda și îmi place să mă aranjez, îmi place să-mi folosesc creativitatea și în zona asta, pentru că chiar simt că îmi folosesc creativitatea de multe ori în zona asta și mi se pare că uneori anumite lucruri pot deveni statement sau pot să transmită un mesaj sau pot să comunice foarte mult despre personalitatea ta, cum ești tu în funcție de cum faci combinațiile. Adică chiar mi se pare că e o altă latură a artei. Dar sunt și zile când efectiv stau într-un training acasă și mă simt extraordinar de bine și în largul meu. Și nu cred că una se exclude pe cealaltă. Tot în piesa asta nouă, îmi plac versurile la care ai contribuit și tu, versuri în care... Da, versuri pe care le-am scris împreună cu Alexandru Felin. Da. Și spui în ele că mergi înapoi la început de noi, așa spui în piesă, în versuri, început de noi, adică tu cu el, cu Eddie. Da. Când a început relația ta cu el și cât de mult te-a schimbat relația și cât de mult te-a schimbat el? Relația, noi suntem împreună de 5 ani de zile, deci ne-am cunoscut de mai bine de 5 ani de zile. Cum a schimbat? Face parte din evoluția mea, real vorbind. El este unul care mi-a adus foarte mult echilibru, acolo unde poate că impulsivitatea mea sau nerăbdarea mea sau prea mult entuziasmul meu îmi spunea cuvântul și mă făcea să devin așa puțin mai irațională. E partea asta rațională și ne calibrăm foarte bine, ne balansăm foarte bine relații și probabil că de asta ne și înțelegem extraordinar de bine. Este un om care m-a încurajat și m-a ajutat să înfloresc, pentru că eu consider că din punct de vedere spiritual am înflorit în perioada asta de cât suntem împreună și este o relație exact așa cum cred eu că ar trebui să fie o relație și tocmai de asta am simțit că piesa asta trebuie să vorbească despre asta, dar partea cea mai amuzantă este că atunci când am pornit ideea împreună cu Turcu și Alexandru Felin, nici măcar nu ne-am gândit, sau eu cel puțin nu m-am gândit, băi, ar trebui să vorbesc despre asta. Dar pe măsură ce se construiau versurile, îmi dădeam seama că, de fapt, acolo bate, într-acolo bate. Și după când am terminat de scris versurile, mi-am dorit foarte mult să fie despre asta. Și urmează o întrebare pentru amândoi, pentru că ieri am stat de vorbă aici între prieteni cu o prietenă bună de-a ta, Sore, că i-am spus, a fost ieri, da, și bineînțeles, împreună cu Tudor de la Fly Project am povestit mai multe și pe Sore, lui Sore i-am spus că astăzi vei fi tu invitată și am fost curios ce te-ar întreba ea pe tine. Care ar fi prima întrebare pe care ți-ar pune? Știi care e, nu? Bănuiești? Nu. Adică... și pentru tine și pentru Edi. Când, pe când un copil? Asta vrea să știe Sore. Adică erai sigură? Da. Păi, întrebarea, știu de ce vine, pentru că le-am vizitat recent și pe ea și pe Erin, finuța mea. E finuța ta. Într-adevăr, am destul de multe aptitudini în zona asta de mamă și chiar am un instinct matern destul de dezvoltat. Și îmi plac și foarte mult copiii și mă înțeleg. Nu știu, cumva reușesc să comunic pe limba lor și cred că pentru că mă pun la mintea lor, îmi place să mă joc, îmi place să copilăresc și probabil că de asta aș fi venit întrebarea. Nu știu când un copil, probabil că în viitorul apropiat, pentru că nu vreau să mă întâlzim mult cu acest aspect. Ei, dar, când veți fi voi pregătiți, bineînțeles, fără presiuni, nimeni nu trebuie să pună presiune pe tine, nici soră, nici părinții, adică, nimeni. Nu, dar nici nu simt treaba asta, din contră, pot să înțeleg întrebarea, dar în niciun caz nu o să mă simt grăbită, pentru că mi se... The Motans cu Alina Eremia în această piesă din trecut și o super colaborare. Alina Eremia în direct acum între prieteni la Radio România Actualități. Alina, care e piesa ta pe care o iubești cel mai tare? Da, nu. Greu de zis, ha? Pentru că e foarte greu să aleg una, să o să fac un top, pentru că topul ăsta mereu se schimbă în funcție de lansări. Și știi cum e, cea mai tare piesă e următoare. Și preferata mea este următoarea pe care nici măcar nu ați auzit-o sau nu am lansat-o. Dar cu cine ți-ar mai plăcea să cânti? Să colaborezi? Sunt multe nume pe lista asta.
nu aș ști cu ce să încep. Așa o să zic niște nume, dar într-o ordine aleatorie. Mi-ar plăcea să colaborez cu Carla Dreams, cu Pilafonic, cu cine mi-ar mai plăcea să colaborez? Cu Vama, cu Spike. Nu știu, sunt multe nume pe care le-aș... E mai greu acum, e o perioadă dificilă. Artiștii sunt printre... cei care au avut foarte mult de pierdut în perioada asta, pentru tine cum e? Și mai mult decât noi artiștii, e vorba și de echipele noastre care au avut cele mai multe. Exact, oamenii din spate, cei care organizează evenimente. Asta era jobul lor principal. Toți profesioniștii, da. Da, din asta se susțineau, din asta trăiau și este o perioadă extrem de grea pentru ei. Eu sper ca lucrurile să-și revină cât mai curând, pentru că anul ăsta a fost unul critic. Ne-a impactat pe toți și pe mine, cel puțin m-a impactat super mult la nivel emoțional, pentru că mi-e foarte dor de concerte, mi-e dor de scenă. Chiar așa, când ai avut ultimul concert? Acum, fix înainte, cu o lună să se înăsprească toate măsurile, adică înainte să fie interzise total. Cred că prin luna august, parcă, sau 1 septembrie, ceva de genul. Cred că august. Da, dar știi cum se spune că fiecare experiență vine cu o anumită lecție? Crezi că oamenii au învățat ceva din toată această criză? Bă, eu sper că da, și vorbim de valorile și de ierarhizarea lucrurilor. Pe ce ar trebui să punem preț? Ar trebui să punem mult mai mult preț pe sănătate, ar trebui să punem mult mai mult preț pe familie și pe oamenii dragi, ar trebui să punem mult mai mult preț pe noi, cred, în primul rând, și pe ceea ce ne place și pe ceea ce, ne bucură. Cred că astea sunt lecțiile pe care le-am învățat, totodată, cred că și răbdarea și să punem puțin frână, pentru că, la un moment dat, cred că ajunsesem așa într-un maraton. Lucrurile se întâmplau cu foarte mare viteză, nu apucam niciodată să mă bucur de nimic și cred că astea au fost lecțiile importante. Sper că te-ai bucurat astăzi că ai fost alături de noi, cum ne-am bucurat și noi, pentru că ai venit și ne-ai spus exact ceea ce simți. Alina Eremia, îți mulțumim frumos și îți propun să mai ascultăm o colaborare tot cu Denis Roabeș. De sticlă este ultima piesă pe care o ascultăm. Foarte frumoasă și această piesă. Și te mai așteptăm. Dar, te așteptăm, sperăm când să... Vreau să mai invit oamenii pe canalul meu de YouTube, unde pot să se aboneze și să asculte ultima piesă. Dacă n-au făcut-o până acum, trebuie să vadă și videoclipul, pentru că este unul de săvârșit, ce este meritul celor de la NGM Creative, un concept foarte frumos care mi se pare că îmbracă și mai bine mesajul piesei. Este un cadru, este acolo un cadru surpriză în videoclip. Da, vreau să încă mai au la dispoziție puține ore să se înscrie la un concurs pe care l-am lansat pe YouTube. Mm-hmm. Este vorba de o vânătoare de un cadru. Nu era cât pe ce să dezvălui. Rămâne surpriză să participe la concurs. Și mai e și Eddie în videoclip, iubitul tău. La final e cireașa de pe tot. Așa. Felicitări, toate cele bune, succes în continuare, Alina, și te așteptăm după relaxarea, după criza asta, să vii și în studio aici și să ne cânti live.